Într-o sâmbătă, Iisus a intrat în casa unuia dintre mai marii farizeilor ca să mănânce, iar ei stăteau și îl pândeau. Și iată, un om bolnav de hidropizie era în fața lui. Atunci Iisus a zis către învățătorii legii și către farizei, este îngăduit sâmbăta să vindeci sau nu? Ei însă tăceau. Atunci Iisus, luându-l, l-a vindecat și i-a dat drumul, iar lor le-a zis, care dintre voi, dacă îi cade fiul sau boul în fântână, nu-l scoate îndată în zi de sâmbătă? Și n-au putut să-i răspundă nimic la acestea. Cuvântul Domnului. Lăudat să fie Iisus Hristos. Iubiți credincioși, tăcerea este foarte importantă în viața noastră. A tăcea. Dar e o tăcere bună și o tăcere care nu este bună. În Evanghelia de astăzi ni se dă un exemplu de o tăcere vinovată. Și anume, o tăcere care a vrut să-L pună la încercare pe Iisus. O tăcere care nu voia binele, ci voia răul. Iisus i-a întrebat pe învățătorii legii și pe farizei, este îngăduit sâmbăta să faci bine, să vindeci sau nu? Știm că era o lege, erau mai multe legi, erau 613 legi, 248 pozitive, așa să faci, și 365 negative, așa să nu faci. Și aceste legi erau respectate cu strictețe de, sigur, probabil că și aducea și tristețe. M-am încurcat un pic, dar se potrivește. De farizei. Și printre aceste legi era și aceasta, că sâmbăta aveai voie să faci doar anumite lucruri. Și din respectarea acestor legi, ei trăiau ca și cum în fața lui Dumnezeu sunt drepți, nu făceau cu interes greșit, ci cu interes bun. Și Iisus îi întreabă pe aceștia, în această zi în care voi spuneți că este interzis să faci altceva decât ceea ce este scris în lege, eu vă întreb, este îngăduit să vindeci sau nu? A vindeca pe cineva de o neputință pentru Iisus, care era Fiul lui Dumnezeu, era un lucru posibil. A face un bine este bine oricând, indiferent că unii spun că e bine sau nu e bine. Întotdeauna a face bine este binevenit. Dar iată că unii văd în mod greșit acest lucru, de aceea tăceau înaintea Mântuitorului, o tăcere vinovată. Și Iisus a făcut ceea ce știa mai bine și le-a dat o lecție de viață, l-a vindecat pe cel bolnav, spunându-le că ei sunt oameni care respectă legea numai în afară, nu și în interior, că dacă unuia dintre ei îi cădea fiul sau un animal într-o fântână, mergeau, nu, să-l scoată, să-l salveze. Dar Iisus nu ar fi putut să facă binele acesta din punctul lor de vedere. Iubiți credincioși, a tăcea uneori este bine, alteori nu este bine. Nu este bine să tăcem când trebuie să luăm apărarea celui slab. Nu este bine să tăcem atunci când suntem puși să dăm un sfat bun celui care așteaptă. Știți, uneori sunt oameni care stau, parcă ar sta înaintea lui Dumnezeu, în fața unor oameni, să primească o îndrumare, să primească un sfat bun, dar nu-l primesc. O tăcere
vinovată. Și mai este și această tăcere foarte bună, o tăcere care ne ajută să ne interiorizăm, o tăcere pe care fiecare om trebuie să-și o ia înaintea lui Dumnezeu, atunci când rămâi tu cu Dumnezeu. Tu taci și asculți pe Dumnezeu care îți vorbește. Sigur, această tăcere este cea mai grea. De ce? Pentru că noi avem multe să-i spunem lui Dumnezeu, dar câte avem să-i spunem și ne place, ca și cum Dumnezeu nu ar ști, este străin de ființa noastră. Nu cunoaște ce este bine pentru noi, nu cunoaște ce este rău pentru noi. Cam așa se gândesc unii și încearcă să-i spună lui Dumnezeu că trebuie să fac așa, trebuie să fac așa, dar în fața lui Dumnezeu de multe ori trebuie să tăcem și să îl ascultăm. Ne vine greu uneori și mă gândesc chiar și în biserică, chiar și într-o capelă la rugăciune, ne vine greu uneori să facem liniște în inima noastră, pentru că atunci ies la iveală toate relele. Când Dumnezeu ne vorbește, simțim cum răul din noi, acele lucruri care nu sunt bune, care nu sunt în regulă, simțim cum ne mușcă, simțim cum ne agită, simțim cum... Și apoi, sigur, căutăm noi să-L învățăm pe Dumnezeu ce are de făcut. Iubiți credincioși, ascultând această lectură, să cerem lui Iisus harul de a schimba inima noastră și a o face mai ascultătoare față de El și să nu uităm că uneori nu este bine să tăcem. Lăudați să fie Iisus Hristos!